că probabil că se duce în parcare. Probabil că se duce la ea în parcare. Sau uite, nu știu, a parcat acolo mașina de ambulanță, vei? Nu știu, tata. Vă salutăm și bine ați venit la un nou episod al vlogului nostru. Tata, unde e Puna? O să mănânc din Puna. Păi Puna nu mai e. E, vezi ce e pe scaun acolo și după aia să mergem spre casă. Puna, acolo. Nu, că nu ți-a plăcut Puna. Mi-a plăcut. Păi și de ce n-ai mâncat-o? Pentru că mi-a plăcut. Merg. Bun, în scaun. Mergem spre casă. Casă. Cum se numește ăla acolo? Ăla bățucole acolo. Pai, parbizul. Ce-ai făcut cu el dimineață? Nu, mă referam că de ce m-ai rugat să plec de poate că parbizul a făcut un zgomot tare. Deci, după ce am pus lichidul de parbriz, te-am rugat să te dai puțin la o parte pentru că în momentul în care închizi capota, face un zgomot mai mare. De asta ți-am zis să mergi puțin mai departe, să nu te sperii. Și nu te-ai speriat. Hai că te las. Poftă bună, hai să mergem acasă. Trafic. Măr. Ce am cumpărat? Prune și edamame. Prune și edamame? Da. Da. Tata, sunt boabe edamame. Da, sunt niște boabe. Sunt niște păstăi. Vine mai așa? Vine mai așa. Sunt niște păstăi și trebuie desfăcute ca să fie mâncate. Unde sunt boabele edamame? Sunt înăuntru, acolo, în păstăi. Ochelare, vine să te pune mama. De ce? De ce ai pus mâini, iubitule? De să pun de asta. Uite, am un piptan aici și o să-ți dau un pic așa ca să-ți aranjezi perișorul, da? Da. Și acum te gândești la momentul când ai tuns iarba cu tati, da? Știi ca în America când se tund oamenii afară? Da. Te-ai gândit la? Da. Da. Ia uite ce păr frumos ai. Le ți l-a dat jos. Ce nume drăguț ai, mă. Așa, ochii închiși, bravo, bravo. Foarte bine. Rămâi acolo cu ochii închiși. Ia, yeah, uite, proaspăt tuns. Hello, Aki. Ia,